Firmele din județul Vâlcea beneficiază de o serie de facilități menite să stimuleze ocuparea locurilor de muncă dacă angajează persoane aflate în situații dezavantajate, mai exact șomeri, persoane vârstnice, persoane cu handicap sau marginalizate social. În acest sens, angajatorii pot depune solicitările la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea. Conform legii 76/2002, privind stimularea ocupării forței de muncă și sistemul asigurării pentru șomaj, firmele din județul Vâlcea pot depune un dosar pentru solicitarea de convenții. Precizând că de la 1 ianuarie până în prezent, au depus 337 de firme dosare, unele chiar de mai multe ori, pentru că aceasta este în funcție de sumele pe care le putem acorda și de sumele pe care le avem în buget în momentul de față. Precizăm că prin aceste subvenții pot beneficia de indemnizații care se acordă angajatorilor mai multe categorii de persoane. Dintre acestea amintim absolvenți în momentul de față promoția 2020, persoane peste 45 de ani, persoane care mai au 5 ani până la pensie, persoane cu handicap și persoane marginalizate social. Mai exact, firmele din județul Vâlcea pot primi pentru fiecare persoană angajată care face parte din categoriile amintite suma de 2250 de lei lunar timp de un an. De asemenea, această sumă este oferită timp de 3 ani în cazul în care angajatorul își asumă pregătirea ucenicilor proveniți de pe listele AJFM Vâlcea. Aceste sume sunt oferite în limita fondurilor existente.